Informația dimineții despre Vladimir Putin Pe fondul speculațiilor din ultima vreme privind boala de care suferă liderul rus, Kremlinul a ieșit să nege toate zvonurile potrivit cărora președintele Putin ar fi bolnav. Presa europeană nu contenește în a publica diferite zvonuri conform cărora președintele Vladimir Putin are mari probleme de sănătate. The Guardian a relatat recent că, potrivit rapoartelor neconfirmate și neverificabile, Putin suferă de cancer sau de boala Parkinson. De asemenea, se vorbește că liderul rus a supraviețuit unei tentative de lovitură de stat sau, după cum susțin unele tabloide, președintele rus ar fi deja mort și a fost înlocuit de o dublură. Toate acestea pot fi doar o iluzie pentru mulți critici ai lui Putin, care par dispuși să se amăgească cu teorii ale conspirației care vorbesc de o răzbunare divină sau de o lovitură de palat care ar urmări alungarea liderului de la Kremlin, scrie Down. Reacția Kremlinului prin vocea lui Lavrov. The Guardian a preluat un interviu cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care a negat toate speculațiile privind starea de sănătate a lui Putin. Sănătatea președintelui Putin și viața sa privată sunt subiecte tabu în Rusia, nefiind discutate în public. Dar, ca răspuns la o întrebare a postului de televiziune francesc TF1, Sergei Lavrov a declarat recent, Vladimir Putin apare în public în fiecare zi. Poate fi urmărit la televizor, pot fi ascultate discursurile lui în diferite ocazii. Nu cred că cineva întreg la cap poate vedea la această persoană, Putin, semne ale vreunei boli, ori afecțiuni.